Contractele de lucrări finanțate din fonduri europene aparținând proiectului regional implementat de Aqua Timp se apropie de sfârșit. Săptămâna aceasta s-a semnat recepția finală a contractului execuție rețele de apă și canalizare urseni Moșnița Veche, Moșnița Nouă. În cadrul investiției au fost instalate 407 racorduri și 527 branșamente, sute de familii având acum acces la servicii de apă și canalizare. Contractul a avut o valoare de aproape 26 milioane de lei și a făcut parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș în perioada 2014-2020, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul a vizat execuția și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Urseni, Moșnița Veche și Moșnița Nouă. Rețelele de apă potabilă din cele trei localități au fost extinse cu 16 km, iar rețelele de canalizare cu 9,4 km. S-au construit de asemenea patru stații de pompare ale apelor uzate și conducte de refulare de 1,9 km.